Lacul Nistru se află pe lista de preferințe a multor maramureșeni atunci când vine vorba de distracție și ieșiri în natură. Acest lucru îl știu și cei din conducerea primăriei Teuții Măghereuș, care și-au propus să nu întrețină, ci să dezvolte zona respectivă. În prezent se lucrează la elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru realizarea unor spații pentru primirea turiștilor. Bineînțeles că te implică o construcție întâi a unor căsuțe de vacanță, după aia locuri de joacă, sport și un hotel, o locație pentru turiști. Edilul a afirmat că se urmărește amenajarea zonei de la Lacul Nistru cu fonduri europene. Dacă nu va fi posibil, atunci se va opta pentru varianta unor parteneriate gen public-privat. Teuții Măghereuș este printre localitățile cu cei mai mulți investitori. Numeroase firme și-au deschis afaceri în zona orașului și cu toate acestea primăria pune accent și pe turism. De aceea se fac demersuri și pentru obținerea statutului de stațiune turistică de interes local. Am trecut fazele de bonitate la Ministerul Turismului. Acum sunt documentațiile depuse la Ministerul Dezvoltării, urmează viză de la Ministerul Justiției și sperăm să ne-am încadrat. Toate criteriile am îndeplinit, sperăm să obținem statutul de stațiune turistică de interes local, cât de repede întreg orașul Teuții Măghereuș. Bineînțeles, nu vă ascund că am vorbit de proiecte pe turism, o să avem investiții și în zona umedă pe râul Lăpuș și râul Someș, investiții cu creare de salbe de lacuri și puțin turism nautic acolo. Primarul din Teuții Măghereuș a menționat că se vor face investiții și în zona colinară a orașului. Băița cu legătură la Luna 6, o telecabină pe Luna 6, domeniul schiabil Negrești, și în cartierul Masa vom face acele locuințe pe 20 de hectare, vom face acele locuințe ecologice cu mâncăruri și totul tradițional ecologic produse acolo.